Domnilor consilieri, vă rugăm frumos să poftiți în bănci pentru începerea ședinței. Dar ai voști unde sunt? Unde sunt ai voști? Hai mă, că noi avem mai mulți, mă. Voi care sunteți și la guvernare sunteți. A, uite, sunt la guvernare. Sunt la guvernare? Nu sunt în sală. Sunt la guvernare. Da? S-au dus la Ciolan? Gata? Se dă funcții. Se dau. Bună ziua! Bun venit la ședința extraordinară a Consiliului Județean. Sunt 17 consilieri județeni prezenți din 31. Declar ședințele, deschise ședințele previste. Vă ridicați în picioare să... Ce-am făcut? În procesul verbal că au mai apărut și și-au făcut prezența domnului consilier Deculescu și domnul consilier State, în total 19 consilieri. Pe tablete aveți procesul verbal din data ședinței de ordinare din 25 septembrie. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi. Cu unanimitate de voturi, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 20 septembrie a fost aprobat. Da. Așa, după cum, da, te supuneți la votul ordinea. Supun ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a ședinței de astăzi a fost aprobată. Ordinea de zi care conține un singur punct. Fiind ședință extraordinară, proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi, despre care ați luat cunoștință în ședințele de comisii, proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiție, modernizare DG411 Chirnoș, Radovanu, Crivăț, limita județului Călăraș, respectiv hotarele, kilometru 0 plus 0 la kilometru 18 plus 90. În ședințe nu au fost amendamente formulate. Dacă acum sunt discuții, dacă nu, domnule vicepreședinte. Supun la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de 11 octombrie 2019 a fost aprobat. Declar ședința închisă.